În perioada 14 martie-15 mai 2022 se desfășoară autorecenzarea, prima etapă de colectare a datelor de la cetățeni pentru recensământul populației și locuințelor, care presupune în premieră pentru România două aspecte distincte, autorecenzarea online și autorecenzarea online asistată pentru îndrumarea persoanelor cu abilități digitale mai reduse. Autorecenzarea online asistată se poate face în spațiile amenajate de primăria Rădăuți, Galeria de Artă, Direcția de Asistență Socială, Școala Gimnazială Gheorghe Popadiuc și Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți. Toate persoanele care se autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcție de situația avută la momentul de referință al recensământului, care este ora 00 din ziua de 1 decembrie 2021.